Salut tuturor, Cosmin, iar astăzi o zi stăm despre noile informații legate de noua serie Cunoaște pe Vrăjitor, fiindcă au apărut câteva legate de ce o să fie în America și noi o să dăm pe, cu preconizare faptul acesta că o să apară și la noi în România. Fairy Odd Parents A New Wish este un nou serial animat făcut de către Nickelodeon care va deveni unul dintre cele mai răspândite, fiindcă se va lansa anul acesta în primăvară, cică, și acesta fiind, cum ați văzut înainte, Fairy Odd Parents A New Wish, o nouă dorință, va avea premiera pe Nickelodeon în primăvară și la începutul primăverii va fi lansat și pe Netflix la nivel internațional. Așa că la noi s-ar putea să apară în aceeași zi, ca în fiecare din acele regiuni, cum ar fi America sau alte state, să apară dublat la noi. Pentru că Netflix mai mult dublează orice desen animat care se lasează acolo, cât și filme animate. Așa că The Fairy Odd Parents A New Wish are poveste pe Hazel Wills, care este în vârstă de 10 ani, tocmai care s-a mutat în marele oraș de Philadelphia, din cauza noului loc de muncă al tatălui ei. Pe lângă faptul că se află într-un mediu necunoscut, este prima dată când ea este fără fratele ei, Anthony, care tocmai a plecat la facultate, lăsând-o singură și nesigură pe ea însăși. Totul se schimbă atunci când vecinii de alături, cu părul roșu și verde, dezvăluie că nu sunt doar vecini obișnuiți, sunt Cosmo și Wanda, niște nași zâne. Și ies din pensie pentru a face tot felul de dorințe pentru Hazard, pentru a deveni realitate orice își dorește. Acest desen animat este produs cu executiv de către Nickelodeon Animation și Netflix Studio, așa că o să avem o serie propusă pentru Nickelodeon, dar va fi originală Netflix. Fairy Odd Parents, cum știe toată lumea, a anulat acest desen animat original din 10 sezoane între 2001 și 2017 pe Nickelodeon pentru 172 de episoade. A existat și o serie de 3 filme live action care l-au avut pe acel Timmy Turner care a fost live action, Drake Bell, iar pe Paramount Plus a fost difuzată apoi o serie live action în 2022 numită The Fairy Odd Parents, Fairy Odder, în care Timmy a predat pe Cosmo și pe Wanda verișoare sale viv înainte de a pleca la facultate. Ei bine, aici închei clipul, dar aveți până aveți despre aceste noutăți legate de noua serie cu Nașmi Vrăjitori. Credeți că este o idee bună să apară un alt fiind zdrăvan? Puteți să am comentarii voastră, iar noi ne vedem la videoclip. Ciao!